Începând cu 1 martie, Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, Olt, a dat startul campaniei de vizare a carnetelor de rentă viageră. La nivelul județului nostru sunt așteptați 460 de olteni. Banii aferenți anului 2021 vor intra în contul beneficiarilor până pe 30 noiembrie 2022, spun reprezentanții instituției oltene. Carnetul de rentier agricol, actul de identitate al solicitantului, decizia de la Comisia de Expertiză dacă vorbim de pensionarii pe caz de boală, procura notarială în cazul în care vizarea carnetului se face prin împuternicit, contractul sau contractele de arendă pentru terenul care face obiectul rentei, viagere, declarația de obținere a vizei anuale conform modelului prezentat de angajatul la PIA care se ocupă de vizarea carnetelor și extrasul de cont bancar. Renta viageră agricolă încetează la data decesului rentierului. În acest caz, renta datorată acestui an, anul 2021, poate fi încasată de moștenitorii săi. Pentru cazurile de deces a rentierului, beneficiarii vor fi moștenitorii legali ai acestuia, respectiv cu prezentarea acestora pentru vizarea carnetului și a documentelor și prezentarea documentelor necesare până la data de 15 octombrie 2022. Valoarea rentei viagere agricole reprezintă echivalentul în lei a 100 de euro pe an pentru fiecare hectar de teren extravilan vândut și 50 de euro pentru fiecare hectar arendat. Anul acesta, pentru a nu pierde banii, oltenii trebuie să-și vizeze carnetele până pe 31 august.